scuzele de rigoare, în cazul în care v-am făcut să tresăriți fără niciun avertisment în prealabil, mă bucur că am ocazia să vă fac cunoștință cu un adevăr, camuflat subtil, într-o mică rezervație naturală de heavy metal, sub forma unei confuzii, sădite discret de doi chitariști, ca două personaje în căutarea unui autor. Asta în cazul în care vă întrebați cine-i vinovat. Eu și cu Cezar am pus prima sămânță în pământ. Faza era că noi eram oricum prieteni de ceva ani și undeva am plecat la festivalul de jazz de la Gârâna în 2008. Când a venit Victor Uten. Da, la Uten am fost la concert și ne-am oprit în Reșița, că el avea cântare cu Vița și era o cameră acolo și stăteam așa la niște beri pe balcon și ne-am zis, bă, noi trebuie să facem ceva muzică împreună, să facem un proiect. Păi bine, și cum să facem? Pe pedalea făcută la beție, știi? Facem și noi o formație. N-au apucat să stea prea mult pe gânduri, căci muzica însăși i-a împins de la spate mai tare decât s-ar fi așteptat. Practic, nici măcar componența nu era completă când s-au trezit pentru prima oară împreună pe o scenă, în deschidere la Arch Enemy. Erau 4.000 de oameni sau ceva de genul ăsta, nu știu cât a fost, poate exagerez eu, dar oricum foarte multă lume și pentru mine a fost un test foarte interesant pentru că n-am avut o cântări, niște cântări de club, știi, hai să vedem, nu frate, direct tăvălug, scena mare. Tot ca un tăvălug a dat peste ei și prima înregistrare, în fața căreia abia dacă au reușit să răspundă concret la întrebarea cum vă cheamă, cu alte cuvinte, și noi ce scriem pe disc. Eram în ajun de lansare cândva. Și Andrei s-a documentat și a venit cu o listă așa cu foarte multe variante și toate explicate și de pe unde le-a luat și ce înseamnă cu tare. Și când a zis Days of Confusion, am fost toți. Ăsta e. Cu un debut în fața a câteva mii de oameni, cu un EP proaspăt înregistrat și cu un nume elocvent, aș zice, Days of Confusion s-a oprit o clipă în loc și s-a întrebat dacă lipsa unui basist propriu n-ar trebui și ea cumva rezolvată. Da, 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 păi, dar eram confuzați, nu știam, ne tot întâlneam. Vâltoare așa până ne-am adunat cu totul așa, ceea ce suntem acum. Mișcare browniană. Băi, ieși în public o mare confuzie. Cu un premiu pentru Best Romanian Metal Newcomer, acordat de Metalhead în 2012, și alte două nominalizări, la categoria Best Rock Artist, de către revista Sunete, respectiv cel mai bun hard rock la On Air Music Awards în 2014, sigur, fiecare își permite acum să-și aducă aminte cu detașare ziua în care o întâmplare nevinovată avea să marcheze indiscutabil un destin. Stăteam în fotoliu și a apărut clipul ăla de la Green Day, Basket Case, dacă știi. Și în momentul ăla când am văzut că cablul ăla intră în chitară, știi, și a dat ăla așa cu mâna în ea, ăla a fost becul pentru mine. Atunci mi-am dat seama că îmi plac sunetele alea și că vreau cumva să am legătură cu treaba aia. Mă rog, au fost chiar și cazuri extreme, în care distorsul a apărut complet neanunțat, lovind direct în inima sistemului de învățământ, surprins și el cu gura căscată. Din clasa a 6-a, ceva ce se cheamă seară distractivă era, se strângeau copiii și dau un suc, o prăjitură, mă rog, supraveghează de dirigintă, de profesor. Și am auzit o piesă de la Metallica și a fost așa, m-am dus la un coleg și zic, ce e asta? Și așa s-a schimbat de atunci, asta. În fine, ca să nu mai lungesc, în cele din urmă, în actele oficiale, la capitolul vinovați, sunt consemnați tot părinții, sau mai exact, proviziile lor audio, deloc întâmplătoare. Rush, Marillion, Pink Floyd, Zeppelin. Ce trebuie. Queen. Ar fi pus eu o casetă cu Eva Kiss. Suntem în 2015, deci în viteza cu care s-au succedat evenimentele în viața formației Days of Confusion, viitorul imediat poate fi rezumat într-o frază, cu precizie, dar mai ales cu îndrăzneală. Album, în primăvară, cu tot ce trebuie, turneu în Europa, casă de discuri de afară și festivalul. Așa! Da, nimic, ceva. Nimicuri de-astea, da. Nu suntem foarte pretențioși. Știu că s-ar putea să vă surprindă optimismul, dar dacă veți avea cumva dispoziția să vă notați o singură observație de final, aș zice că orice ar fi, el merită avut în vedere. Sunt trei elemente cheie dacă ai să mă întrebi. Ai produsul, ai logistica și resursele. Dacă le ai pe astea toate trei și știi să le faci să muncească împreună, n-ai cum să pierzi. Vezi, mă, nu degeaba ai vocalist. Nu, de acolo mi se trage.